Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus Punctul PI. Invitatul meu din această seară este domnul profesor Robert Harabagiu de la Colegiul de la Liceul Tehnic. Iată că încă nu m-am obișnuit foarte bine cu noua titulatură. Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag întotdeauna, mai ales că ne aduceți vești despre elevii dumneavoastră, unii doar ce s-au întors din practica în străinătate, alții urmează să plece, dumneavoastră vă pregătiți de viitoare proiecte și așa mai departe. Spuneți-ne ce se mai întâmplă la Liceul Tehnic și ce fac copiii dumneavoastră? Ce se întâmplă, numai lucruri frumoase. Avem trei fluxuri care deja s-au întors din Madeira, unul în luna noiembrie, unul în luna ianuarie și unul în luna februarie. Deci de-abia două săptămâni s-a întors ultimul flux din insula Madeira. Au fost trei fluxuri de câte 7 elevi și un profesor, în total 21 de elevi care au fost în Madeira. Mai avem doar un flux de 8 elevi cu care voi merge eu în luna aprilie în insula Madeira, iar restul sunt programați în partea de nord a Portugaliei, în regiunea Braga-Barcelos. Urmează fluxul în 22 martie, primul flux de elevi în Barcelos, în cascadă după aceea în 29 martie, mai avem un flux în aprilie tot așa de câte 7 elevi și un profesor. Și am lăsat spre final două fluxuri mai mari în care am făcut o regrupare a elevilor pentru, pe de o parte, ne-am gândit și la ceea ce se întâmplă în zilele acestea cu coronavirusul și, pe de altă parte, am vrut să securizăm oarecum biletele de avion cu un avans cât mai mic, în așa fel încât să nu plătim prea mult în cazul în care nu se mai putea face, Doamne ferește, deplasarea. Adică n-am plătit decât un avans de 4 euro de persoană. O să vorbim îndată și despre ce ar putea să se întâmple cu coronavirusul, dar un pic mai încolo vreau să-mi spuneți despre cele trei fluxuri de elevi care au fost în Madeira. Știu că acolo ei au făcut practică în niște condiții absolut senzaționale, că au parte de, aveți parte de parteneri la superlativ, nu că în cealaltă locație nu s-ar întâmpla la fel. Însă este o noutate și vreau să aflăm cât mai multe. Cum au venit copiii de acolo? Da, într-adevăr avem elevii de la Tehnician în gastronomie, sunt un număr de 14-15 elevi care sunt la Tehnician în gastronomie, care efectuează practică la un restaurant foarte bun, pe locul 3 la nivelul Europei și pe locul 1, bineînțeles, în Portugalia, la nivelul întregii Portugalii. Este restaurantul Chris, un restaurant foarte bun, care are mai multe filiale în insula Madeira, unde elevii, într-adevăr, au învățat. Au învățat ceea ce trebuie în domeniul lor de activitate. Au venit deosebit de încântați, cel puțin la ultimul flux nu prea mai puteam să-i opresc, încercau să-mi povestească continuu ce au învățat acolo, ce au făcut și cât de bine s-au descurcat, pentru că, într-adevăr, se pare că este o relație foarte bună între noi și partenerul portughez. Este încântat, cu mare drag mi-a semnat scrisorile de intenție pentru următorul proiect. A zis că abia așteaptă să ne ducem iarăși cu elevii în insula Madeira. Iar vești bune sunt și din domeniul electronicii. V-am mai povestit că este o firmă puternică, MSI, care se ocupă de tehnica de calcul și care are o cifră de afaceri de 3.200.000 de euro. Deci o firmă puternică în care elevii nu au prea stat pe loc. Adică au mers foarte, foarte mult pe teren și au avut situații diverse de depanat, nu numai calculatoare, discutăm și de bancomat și de alte dispozitive electronice. Au învățat foarte, foarte mult lucrurile. În mod sigur nu l-ar fi învățat în România, pentru că acolo făceau grupe mixte dintr-un reprezentant de la firmă și un elev de-al nostru, astfel încât practic au trebuit să pună umărul să ajute persoana respectivă acolo, că oricum nu s-ar fi descurcat singură. Au reușit să comunice, să spargă bariera aceasta de comunicare foarte bine. Deja cred că s-au obișnuit și partenerii portughezi cu elevii din România. Au și vizitat foarte mult, au făcut multe excursii în regiune și chiar și după amiaza povesteau că în fiecare zi ei, după ce se întorceau de la practică, vreau neapărat să mai vadă ceva, nu mai știam de unde au atâta energie. Înțeleg că ultimul flux care a plecat în Madeira a fost format doar din băieți, cel puțin așa am văzut eu din postări. Și băieții, știm cu toții, sunt pasionați de fotbal. Am înțeles că au fost în vizită într-unul din satele natale ale unui fotbalist celebru. Da, este evident.
Acolo s-a născut Ronaldo și a avut de la început să viziteze și muzeul lui Ronaldo și locul unde s-a născut Ronaldo și de satul, dar și unde a jucat prima dată, adică fiecare zi vreau să mai vadă ceva și clubul de copii și așa mai departe. Erau pasionați de fotbal. Am grupat fluxurile din Madeira pe băieți și fete, astfel încât să fie mai ușor de gestionat în ceea ce privește cazarea în camere, să nu avem probleme în funcție de ce locuri au disponibile. Și, în general, atunci când mergem cu un grup numai de băieți sau numai de fete, este un pic mai ușor de gestionat. Fluxul anterior a fost numai de fete, fluxul 2, iar fluxul 1 iarăși a fost numai de băieți. Urmează ultimul flux, cel din 1 aprilie, este iarăși numai de fete. Deci i-am grupat pe băieți și fete separat. M-am obișnuit de-a lungul întâlnirilor noastre să nu puteți explica în multe cuvinte ce poate vedea un turist în Madeira și apoi să repovestească odată ajuns în țară, însă din postările și din fotografiile pe care eu le-am văzut, elevii erau de-a dreptul încântați de ceea ce descopereau acolo și de vizitele pe care le-au făcut. Da, v-am spus, Madeira nu prea poate fi explicată în cuvinte, Madeira trebuie trăită ca atare. Este o insulă exotică, 18-22 de grade mereu, inclusiv vara în august în 22, niciun caz caniculă. Iarna 18, sub 18 grade nu scade temperatura, se poate face plajă, se poate sta în tricou. Eu anul acesta nu am fost decât în monitorizare, am monitorizat fluxul 2. Și urmează să plec ca profesor însoțitor în fluxul 6, pentru că după fluxul 3 urmează două fluxuri, 4 și 5 în Barcelos, în nordul Portugaliei. Peisajele sunt de-a dreptul spectaculoase. Gândiți-vă că la o astfel de temperatură plantele exotice sunt în mediul lor. În fața hotelului vezi plantația de bananieri. Ce să vă spun? Sunt păsări exotice peste tot. Atmosfera este deosebită, vezi muntele, oceanul, din balcon vezi imediat oceanul, mai ai ocazia să mai treacă și câte o navă, ceva deosebit, un iaht, deci lucrurile sunt cu totul și cu totul deosebite. Eu insist cu toate aceste întrebări pentru că vreau ca telespectatorii noștri să înțeleagă faptul că pentru fiecare dintre noi poate fi o ocazie unică să ajungem să ne bucurăm de o astfel de vizită și să venim cu atâtea amintiri frumoase. Elevii, lucru care se întâmplă și elevii cu așa percep, le și spun acest lucru, că este probabil unica ocazie de a vedea acest lucru, pentru că este și destul de departe, trebuie să schimbi cam două avioane ca să ajungi până acolo. Cu puțin noroc ai doar o escală, dar este un singur zbor care are doar o escală, în rest toate zborurile au două escale minim și la dus și la întors, deci durează destul de mult. În plus, ce să vă spun, peisajul și cu distanța aceasta foarte mare îți dă senzația că nu vei mai ajunge prea curând acolo. Deși îți dorești acest lucru, atunci când pleci, clar, dorești să revii în Madeira și revii cu drag de fiecare dată. Spuneați la un moment dat că partenerul de practică de acolo, cel puțin cel de pe partea de gastronomie, dar nu mă îndoiesc că și celălalt partener îi împărtășește impresiile, spuneați că v-a semnat cu drag scrisorile despre care vorbeați mai devreme. Vreau să-mi spuneți ce impresii au lăsat copiii acolo, cum au fost primiți, vreau să ne povestiți tot. Da, să știți că eu am avut emoții, pentru că am fost anul trecut cu un singur grup de 7 elevi și am fost cam doi profesori care i-am supravegheat, deci ne-am chinuit să fie lucrurile sub control. Și a fost un singur stagiu în luna ianuarie anul trecut, doar în restaurant. Acolo ne înțelesem foarte bine, a fost în regulă, ne-au semnat scrisorile pentru anul următor, adică anul acesta. Am cunoscut partenerul în domeniul IT și am zis, haide să încercăm să colaborăm, dar aveam ceva emoții pentru că era o firmă
cu 3.200.000 de euro cifră de afaceri, vă dați seama că pentru ei era clar un ajutor care ne-l dădeau nouă, nu aveam noi ce beneficii să le aducem lor. Și automat nu am vrut să creăm probleme și aveam nevoie de acești parteneri în continuare, pentru că până la urmă Madeira este o insulă mică, iar firme în domeniul restaurantelor sunt foarte multe, este o insulă turistică și evident există restaurant lângă restaurant, noi am fost însă la cel mai bun. Însă în alte domenii este cam greu să găsești firme de practică și atunci țineam foarte, foarte mult ca prima impresie să fie foarte bună, astfel încât să primim în continuare acceptul de a aduce eleve acolo. Și nu e vorba numai de prima impresie, pentru că atât în noiembrie, cât și în ianuarie, cât și în februarie, am fost cu 4-3 elevi de la fiecare specializare. Adică nu ne-am dus cu 7 elevi pe restaurant sau cu 7 elevi în partea de tehnică de calcul, ci 4 cu 3 am alternat. Astfel încât la fiecare grup am avut emoții. Gândiți-vă că până la urmă au primit până acum elevi fiecare din aceste două firme timp de 9 săptămâni, adică 2 luni și jumătate, din noiembrie până în februarie, deja aproape au fost unul după altul fluxurile. Astfel încât aveam mari emoții și așteptări. Când pe 12 februarie trebuia să depunem noua aplicație și am cerut scrisorile de intenție, au zis că nicio problemă, câți elevi vrem să venim anul viitor, chiar vreau să mărim, numai că noi nu puteam, pentru că evident trebuie să luăm din fiecare clasă câte jumătate dintre elevi. Le-am explicat acest lucru, încercăm să căutăm pentru anii următori și alte firme pe alte specializări în Madeira, avem niște contacte, dar nu le-am putut materializa pentru proiectul următor. Dar suntem convinși că în ceea ce privește următoarele proiecte vom duce ceva mai mulți elevi în Madeira. Beneficiul a fost enorm pentru elevi, dar și pentru asociația intermediară cu care lucrăm, care și are sediu în partea de nord a Portugaliei și doar ocazional duce elevi în partea din insula Madeira și aveau și ei la rândul lor emoții, vreau să iasă totul perfect, astfel încât să-i mai primească și cu alți elevi din alte țări. Astăzi am fost la liceul tehnic și am petrecut destul de mult timp printre elevi într-unul dintre laboratoarele de informatică. O parte dintre elevii întorși din Madeira completau chestionarele și m-am bucurat tare mult să văd că le era foarte ușor să scrie în limba engleză ceea ce ei trăiseră acolo și impresiile cu care s-au întors. Iată unul dintre marile beneficii ale acestor stagii de practică. Învățăm din mers și nu neapărat din greșel, că fiecare proiect a avut specificul lui. Anul trecut am vrut să facem pregătirea lingvistică dinainte de plecare în limba portugheză, gândindu-ne că ne va ajuta mai mult. Am zis, elevii știu ceva engleză pentru comunicare, dacă învață și puțină portugheză, este foarte bine. A fost în regulă, au învățat limba, ceva din limba portugheză, dar într-o pregătire din aceasta online, pe platformă, pusă la dispoziție de Comisia Europeană, în 30 de ore, 40 de ore, nu poți să înveți mare lucru dintr-o limbă nouă. În schimb, poți să-ți perfecționezi într-adevăr cunoștințele la limba engleză. Așa că anul acesta am apelat la pregătirea în limba engleză, așa am gândit proiectul, și anul viitor va fi la fel, tot în limba engleză, astfel încât elevii să-și perfecționeze cunoștințele de limba engleză și să aibă și atunci când învață să se gândească că de fapt limba aceasta engleză le va mai trebui și în continuare. La portugheză era oarecum o reticență, ziceau bine și eu când voi mai ajunge în Portugalia să mai exersez limba portugheză, așa că am preferat de anul acesta inclusiv să învețe în limba engleză. Ceea ce a fost bine, pentru că ați văzut și rapoartele finale se completează în limba engleză, deci lucrurile au nevoie de limba engleză mai mult. Anul acesta încercăm să ținem din scurt lucrurile, pentru că avem multe fluxuri și încercăm după fiecare flux imediat să completeze raportul final, astfel încât să știm că am încheiat cu fluxul respectiv. Elevii care doar ce s-au întors din Madeira, și mă refer la toate cele trei fluxuri, au scăpat cumva de stresul acesta al îndeplinirii cerințelor pentru a se califica. Au rămas însă ceilalți care trebuie să fie foarte atenți atât la note, cât și la numărul de absențe. Ce se întâmplă cu următorii elevi? Când vor pleca și ce criterii trebuie să îndeplinească în continuare? Următorii elevi pleacă pe 22 martie, cum v-am spus mai devreme. Sunt doar 7 elevi din trei domenii distincte.
Ce se întâmplă, dacă vă aduceți aminte, anul trecut am complicat puțin proiectul în sensul în care, retrăgându-se firma portugheză de transport aerian de pe piață, am fost nevoiți să comasăm niște fluxuri și să mergem cu un grup mare de elevi, moment în care am constatat că nu mai puteam plasa mulți elevi de la o specializare la firmele care aveam inițial contractul și a trebuit să facem un proiect cu mai multe firme. Și în final a ieșit un proiect cu 20 de firme. Încercând să evităm acest aspect, anul acesta am gândit mai multe fluxuri și mai mult în fiecare flux am gândit mai multe specializări. Deci minim două, dar câteodată chiar și trei specializări într-un flux, astfel încât să nu avem mai mult de 3 elevi, 4 elevi maxim la o anumită specializare, la o anumită firmă. Și să lucrăm cu mai puține firme, să fie mai ușor de gestionat proiectul. Într-adevăr, primii pleacă pe 22 martie, într-o zi de duminică, vor sta 3 săptămâni. După o săptămână va veni un alt flux de 7 elevi, după care, când vor termina și celălalt flux, va veni un alt flux acolo la cazare, pentru că și aici este o problemă, trebuie să avem condițiile noastre de cazare în campus și discutăm din timp acest lucru și am negociat oarecum fluxurile. Și în plus, între fluxul 5 și fluxul 7, trebuie să existe fluxul 6, care însă trebuie să fie în Madeira, că așa am depus în aplicație. Și toate sunt grupate oarecum în jurul vacanței din aprilie, unde sunt 2 săptămâni și vreo 2 zile cu sărbătorile de Paște, astfel încât să nu lipsească nici de la școală. Ne-am gândit după aceea să grupăm în iunie mai multe fluxuri, tocmai pentru a nu da numele pasagerilor din timp și a putea să schimbăm în funcție de numărul de absențe. Deci încercăm să gestionăm din experiență, că avem ceva experiență de 7 ani, și să remediem, sau, mă rog, nu neapărat să remediem, dar să fim preventivi, să știm că poate oricând să apară o situație, să putem să gestionăm cu costuri minime. Vă spuneam mai devreme că am făcut rezervarea de grup cu 4 euro de persoană. Adică dacă la un moment dat vom hotărâ să nu mai mergem, spre exemplu, am pierdut 4 euro de persoană. Adică la un buget de 273.000 de euro chiar nu este o problemă majoră. Și pentru că vorbim de bani, cei care au plecat până acum au primit banii de buzunar? Câți bani? Au primit banii de buzunar, discutăm însă de insula Madeira, unde cheltuielile sunt mai mari, știau acest lucru, ei au optat, pentru că avem elevi din clase respective care puteau să meargă în Madeira, dar puteau să meargă și în Barcelos. Au știut de la început că în Madeira este o insulă exotică și condițiile sunt deosebite și că probabil nu vor mai ajunge pe acolo, așa că au preferat Madeira, chiar dacă asta a însemnat 200 de euro mai puțin. Ca bani de buzunar. Ca bani de buzunar. Adică elevii care au plecat în Madeira au primit 700 de euro, elevii care pleacă în Barcelona au primit 900 de euro. Da, dar pentru 200 de euro, pe experiența, sunt convinsă că se merită. Mi-au demonstrat acest lucru prin faptul că mare majoritate, dacă nu chiar toți, au optat, prima opțiune a lor a fost Madeira. Deci mi-au demonstrat că nu banii contau până la urmă, ci experiența în sine. Nu că ar fi pentru prima dată, dar anul acesta, sărbătorile de Paște vă prind plecați? Da, se pare că sărbătorile de Paște mă prind iar plecat. Nu prea avem cum să facem acest lucru pentru că vrem să folosim această vacanță ca să nu lipsim de la program și atunci automat ne orientăm și la sărbătorile de Paște și nu numai. 5 ianuarie încă în vacanță plecam, deci imediat pe Revelion plecam în Madeira, deci lucrurile sunt gândite în așa fel încât să nu afectăm programul. Nu că l-am afectat foarte mult plecând cu câte 7 elevi, mai ales că sunt 3 de la o clasă, 4 de la o clasă, dar încercăm să nu perturbăm programul în școală, pentru că până la urmă principala activitate în școală rămâne învățământul. Da, așa este. Vreau să-mi spuneți, cei care vor pleca în fluxurile următoare, sunteți în continuare cu ochii în catalog, atât la numărul de absențe, cât și la notele, la materiile... Știind că sunt multe fluxuri și că și eu voi pleca și că lucrurile, mă rog, sunt destul de complicate și ne vom aglomera la un moment dat, mai ales în finalul lunii martie, începutul lunii aprilie, mai și cu finalizarea studiilor de elevii de clasa a 12, unde sunt diriginte, adică trebuie să calculez, să țin cont de foarte mulți factori în alegerea fluxurilor. Și prețurile biletelor, care sunt foarte mari, mai ales că s-a retras firma portugheză de pe piață, a trebuit să gândim foarte, foarte bine. Să știți că negociez biletele de prin noiembrie,
Unele le-am luat de prin noiembrie, altele mai târziu, cu altele de-abia am semnat săptămâna trecută contractul, adică nu săptămâna trecută, ci chiar vineri, deci discutăm de câteva zile. Da, pe de-o parte am avut grijă să programăm din timp ședințele cu părinții și să semnăm contractele, să avem totul pregătit, astfel încât în momentul în care ne apropiem de plecare să știm exact pe ce elevi ne bazăm. Le-am cerut și puternicile notariale din timp ca să vedem dacă există probleme cu actele și să vedem eventual să înlocuim dacă elevul nu poate face deplasarea. Dar, pe de altă parte, monitorizăm în continuare situația școlară pentru că, pe de o parte, orice abatere disciplinară duce automat la retragerea dreptului de a pleca în Portugalia. Să știți că pare, la un moment dat, în consiliile profesorale, cea mai dură sancțiune care se poate da nu este că îi scădem nota la purtare sau că... Dar asta e un lucru nou, să da. Știți că eu n-am mai auzit până acum de abaterile disciplinare care te pot duce la descalificare. Da. Există această variantă și această amenințare că dacă creează probleme, automat îi se retrage dreptul de a pleca în Portugalia. Și este stipulat acest lucru în proiect, pentru că până la urmă contează foarte mult și disciplina și acolo trebuie să fie disciplină și totul pleacă din școală, bineînțeles. Vorbeați despre proiectul de anul viitor, dar despre acest proiect vom vorbi după o scurtă pauză publicitară, atunci când vom vorbi și de ceea ce s-a întâmplat în această săptămână la Liceul Tehnic, pentru că am văzut și astăzi, ați cunoscut foarte mulți elevi de clasa 8-a și vreau să ne povestiți cu ce impresii vin la Liceul dumneavoastră. Dar asta după o scurtă pauză publicitară.